Mobilierul de bucătărie nu este doar o necesitate practică, ci și un element important în crearea unui spațiu funcțional, estetic și eficient. Cine a fost deja în căutarea unei bucătării știe cât de dificile sau cât de dificil este să combini utilul cu plăcutul, ținând cont de toate detaliile. Cu sfaturi utile în acest sens a venit astăzi acasă designerul Adelina Iucal. Bun venit acasă! Bună ziua! Adelina, ce este în vogă acum în materie de bucătărie? Și aici mă refer la culoare și la materialul cu care lucrăm. Referitor la culori, acum sunt în vogă sau în trend culorile cât mai naturale, cât mai neutre. Adică? Hai să le exemplificăm. Culorile sau imitațiile de lemn, bejuri, crem, bej, binefiind din aceeași categorie. Tonul, imitațiile de piatră, așa, atât la fațadă cât și la blat și la șorțul de bucătărie. Așa. Metalele, adică în nuanțe cât mai naturale, roșu, negru, albastru, bine, și în albastru poate fi sau un bordo, dar foarte stins, adică liniștitor, pentru că, da. Da, bun, atunci hai să te întreb, de ce detalii trebuie să ținem cont atunci când ne ducem și ne hotărâm că vrem o bucătărie? De la ce pornim și cum se desfășoară toată această căutare? În primul și în primul rând, trebuie să cunoaștem spațiul și dimensiunile de care dispunem. Da. Dacă este un apartament, atunci spațiul este de la mic la mediu. Uh-huh. Iar dacă este vorba de o casă, atunci bucătăria va fi de la mediu spre deci mare. Deci putem să ne lărgim cât vrem. Da, exact. Într-un apartament sunt diferite tipuri de bucătării. Toți cunoaștem bucătăria în formă de U, bucătăria cu insulă, liniară, etc. Da. În apartamente nu putem să integrăm toate tipurile de bucătărie. De aici reiese, adică să ne decidem cu ce spațiu avem și ce ne încape în acea bucătărie. Dacă avem un spațiu mic, normal că nu putem opta pentru o bucătărie cu insulă. Da. După care, următoarea etapă trebuie neapărat să ne notăm absolut tot utilajul. Deci cât de funcțională să fie această bucătărie, da? Tehnica de care vom avea nevoie, pentru că de multe ori într-o bucătărie liniară care încape într-un apartament, nu este suficient spațiu pentru, și pentru un cuptor la nivelul ochiului, pentru că foarte multă lume acum optează pentru cuptorul nu jos, în partea de jos, dar le ridicăm la nivelul ochiului și în momentul în care urcăm acest cuptor și microunde la nivelul ochiului, se mai pierde o bucată de spațiu. De spațiu funcțional, care ar putea să-l folosim și respectiv atunci putem să pierdem, trebuie să renunțăm uneori la ceva în favoarea altceva. Deci asta era prima, cu dimensiunile și spațiul. Al doua, să ne notăm toate necesitățile pentru acea bucătărie. Iar despre stil, deja aici este fiecare om este diferit, în dependență de ceea ce ne place. Dar am întâmpinat careva situații și eu când clienții mei își doreau sau visau la o anumită bucătărie din copilărie sau, și acum nu se mai practică și nu mai este la modă și eu încercam cumva să îi ghidez într-o direcție mai corectă, dar dacă totuși oamenii își doresc anumite chestii, eu nu pot să îi impun și atunci încercăm să găsim careva soluții, combinații, dar nici nu vrei să lași omul cu ceva în suflet că nu mi s-a realizat o dorință și atunci mergi și peste asta. Adică putem să implementăm la momentul dat sau în secolul 21 și ceva poate mai... care este deja... Bine, nu pot să-i zic expirat. Poate un pic cu ceva demodat un pic. Da. Uite, aici vreau să te aduc pentru că noi avem pregătite câteva fotografii până regia le dă. Ziceam de faptul că și eu poate aveam un vis și din păcate nu pot realiza pentru că tendințele sunt altele, ideile sunt altele. Dar vreau să te întreb ce se întreabă acum sau mai exact ce ar fi corect și frumos stilat să avem în bucătărie astfel încât să ne slujească această bucătărie mult timp. Și aici mă refer la acele uși
cu sticlă transparente, astfel încât să se vadă tot ce ai în bucătărie. Sau mergem pe principiul tot este închis, cu dulapuri de jos până sus? Sunt actuale ambele variante. În momentul în care ești la apartament, atunci spațiile deschise, transparente, nu prea sunt în favoare, pentru că ai foarte multe lucruri de depozitat. Așa. Iar în paralel, într-o altă lume, dacă locuiești la casă pe pământ, atunci se practică foarte bine bucătăriile aerate. Adică ai o insulă, așa, partea de jos a bucătăriei are dulapuri închise, iar partea de sus toată este cu rafturi deschise, cu sticlă, vitrine, etc. etc. Și eu care credeam că totul trebuie să fie închis. Uite, apropo, noi am pregătit câteva fotografii și vreau să le discutăm, pentru că dacă sunt funcționale, sunt moderne și merg. Da, uitați-vă, spații deschise în partea de sus, foarte transparent totul. Deci e ok așa, da? Da. Am înțeles. Uite, eu credeam că moda aia veche a bunicii mele să-și arate cele mai frumoase pahare, cea mai frumoasă veselă. Chiar vitrinele cu sticlă, din pardosea până în tavan, sunt foarte, foarte actuale. Uite, avem aici o bucătărie care merge de jos până sus. O vizualizezi și tu? Da, o sticlă fumurie este foarte actuală, nu foarte bine definită. Adică, nu atât de transparentă, Nu atât de transparent. Bine, transparentă, da, însă fumuriu e un pic mai... transparența poate fi sau avea un grad pe care îl dorești tu. Adică poate avea 25% transparență sau 100%, adică se poate vedea clar. Da, da, se acceptă, doar că mai actual este sticla fumurie. Bun, aici avem, uite, o insulă de care ziceai. Insula o facem să fie funcțională sau partea din spate? Și aici mă refer la robinet, la cuptor, unde îl poziționăm? Dacă avem posibilitatea să tragem conexiunile pentru apă în insulă, atunci este binevenit. La fel, insula aceasta este o insulă transformer, mi se pare, nu văd bine. Robinetul poate pleca în jos, în chiuvetă, și respectiv jumătate de insulă să fie glisantă. Ascundem și o facem masă. Da, și o facem doar ca o masă. Uite, funcționalitate foarte bună. Luminile, observ și lumini, dar nu foarte strident și nu luminile alea clasice, mai mult LED-uri, parcă, nu? Da, sunt LED-uri în zona mobilierului de bucătărie, sunt indispensabile. Eu le folosesc mereu și le recomand. Deasupra mesei de bucătărie sau a insulei este recomandat să montăm un corp de iluminare care să ne lumineze masa la o înălțime de 70 între 70 și 1 metru. Să, adică să nu ne deranjeze. Să nu ne lovim și nici să nu fie prea sus. Adică ea chiar trebuie să fie suspendată, atârnată deasupra zonei de lucru sau a mesei. Așa. Observ aici culori, uite, o alternanță de culori bej. Deci noi am vorbit de culori, dar trebuie să vorbim și de combinații. Pentru că observ partea din spate e o culoare închisă, insula este o culoare deschisă. Da. Aici cu culorile putem să ne jucăm. Bine, iarăși, sunt culori în nuanțe foarte apropiate, chiar dacă maroul este mai închis, iar griu și călduț, iar griul este deschis și rece. Oricum, ele se combină una cu alta, exact ca și stilurile pe care le putem combina într-o bucătărie. Putem avea partea de jos a bucătăriei într-un stil clasic, iar partea de sus într-un stil absolut modern. Deci e ok. Acum fugim de la toate regulile. Uitați-vă, marmură combinată cu lemn, adică ceea ce marmura este într-un stil foarte elegant și foarte clasic, iar lemnul mai mult un stil contemporan. Dar la ziua de astăzi fugim de toate regulile care s-au scris cumva cândva. Da, vorbim și de funcționalitate. Uite, o altă bucătărie, ce ai zis mai devreme, cuptorul cumva la linia ochilor. Foarte comod de utilizat. Apropo de sertare și de depozitare, pentru că noi gospodinele avem de toate și roboței și de toate, unde le punem și unde punem și tacâmurile? Pentru că observ și sertare și, spațiu special pentru depozitare. Mai nou, dacă ne raportăm la acest tip de bucătărie, partea de sus este cu rafturi și deschis, nu avem un spațiu unde depozităm vesela. Da.
în ultima perioadă, chiar eu recomand, încerc să implementez și clienții care îmi permit, chiar le sunt recunoscătoare, ai chiuveta la nivelul blatului, deschizi un sertar și partea de jos depozitezi vesela. Așa. În momentul în care nu este nevoie să depozitezi vesela la uscat pe blat sau pe zona de scurgere a chiuvetei, și nici nu este nevoie să ridici mâinile sus pentru ca să nu scurgă toată apa. Pe coate. Respectiv, ai spălat vesela direct în sertar aici sub chiuvetă. Uh-huh. Este foarte practic. La fel și despre urna de gunoi. Obișnuiesc să o pun într-un sertar lung, nu în acea ușă batantă care era de obicei. Da, pentru că este mult mai comod. Deschizi sertarul și ai două căldărușe, două recipiente, în care putem să selectăm gunoiul și atunci este foarte comod decât în cazul în care deschizi ușa și cauți. Eu spre final tot am vorbit ce e în vogă, ce trebuie să avem, până la urmă îmi dau seama că în funcție de spațiu, asta și facem. Uh-huh. De-aia vreau cumva să punctăm acum spre final câteva, 5 elemente de care telespectatorii noștri trebuie să țină cont atunci când se duc și vor să plaseze o comandă la un prestator care face această mobilă la comandă. Bine, aici depinde foarte mult și din materialele din care se va fi realizată bucătăria, pentru că prețul sau costul unei bucătării poate fi până la infinit. Dar merită să investim. Se merită costul, pentru că costul merge în rând cu tehnologiile, uh-huh, și cu soluțiile atât ergonomice cât și cele de care avem noi nevoie. Că în momentul în care renunți la careva elemente sau tehnică pe care nu, uh-huh, o să o utilizezi, atunci se scade și din preț. Iar în momentul în care tu îți dorești ca în chiuveta ta să fie un nu știu cum se numește, nu pot să-mi amintesc, care curăță sau distruge resturile. Așa. Un tocător. Așa. Care se instalează. Atunci iarăși crește bucătăria. Deci asta e mai nou. Asta oricum face parte. Ceva mai nou, tehnologie. Elemente care noi le adăugăm în bucătării, în bucătăriile mai moderne. Da. Până la urmă eu înțeleg așa, că trebuie să ținem cont de spațiu, trebuie să ținem cont de utilitatea bucătăriei. Da, și încă un moment vreau să menționez despre aragazul cu hota încorporată. Okay. Foarte mult spațiu pierdem și la hota care este încorporată în partea de sus a dulapului de bucătărie. Mm-hmm. Noi la momentul actual putem deja în aragazul de pe blat să aibă o hotă încorporată. Și aici avem două avantaje. Dezavantajul este prețul. Așa. Dar două avantaje sunt faptul că aburii și mirosul nu va circula, nu reușește să ajungă pleca până în sus. În acei 60 de centimetri de la aragaz până la hotă, aerul reușește sau aburii reușesc să intre în casă. Dar în momentul în care aburii merg direct în hota de pe blat, atunci reușim cumva să păstrăm aerul mai curat în bucătărie. Da, foarte bine, eu îți mulțumesc chiar pentru această discuție, pentru aceste sfaturi venite de la un designer practic, aș zice eu. E gata, hotărât. Când ne hotărâm noi să schimbăm designul bucătăriei noastre acasă, neapărat te chemăm să vedem și utilitatea asta. Îți mulțumesc foarte mult. Eu am înțeles așa, o viață trăim, o viață învățăm. Adelina, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție.